Sunt Andra Mihail și astăzi facem frigărui de pui cu usturoi și parmezan la cuptor. Un deliciu, vă garantez, și punem la final niște unt așa aromatizat cu pătrunjel. Abia aștept! Ulei de măsline, sare, piper, usturoi, bineînțeles, că de-aia se numește pui cu usturoi. Punem și niște boia și, cum spuneam, parmezan. Pentru sosul de după avem nevoie de unt la temperatura camerei, chiar un pic moale, pătrunjel și praf de usturoi. Cum spuneam, ungem aceste frigărui cu amestecul de unt și pătrunjel, cu usturoi, bineînțeles, și lăsăm să se topească așa prin ele tot untul ăsta. Trebuie să gust una, nu pot. Doamne, e bun.